Haideți să vorbim un pic și despre castraveți. Este momentul în care am cules castraveți, am cules și deodată mi se pare, este un castravete frumos, mare, soiul meu care l-am de câțiva ani buni. Așa, dar mai apar și castraveți așa. Adică au ei forma, aici am rupt la codiță și aici e floarea. Și aici se ascute. Ăsta e bunișor, dar ăsta îl găsi de exemplu așa. Putea să fie aici subțire și să se îngroașă, dar avem cazul ăsta la mine. E, în cazul ăsta trebuie să-l mai fertilizez cu potasiu. Potasiu însemnând ori cenușă, ori un macerat de tătăneasă. Asta se face săptămânal pentru că știți că castraveții sunt mari mâncători. Sunt mari mâncători și lor nu le trebuie o doză mare, puțin și des. Deci săptămânal și exact ce le trebuie. E, având în vedere că vedem cazul ăsta, trebuie să facem maceratul de tătăneasă. Eu l-am făcut, cred că pot să vin aici cu niște găleți. Ori, dacă nu, avem și rețeta de 2 kg de cenușă pusă în 50 de litri de apă, lăsată la macerat 4-5 zile și apoi câte o cană pusă aici la fiecare cuib de castraveți. Asta săptămânal, nu punem o dată și gata, am zis că am încheiat și le ajunge. Nu, ei sunt flămânzi și rodesc și le și trebuie mâncare. În cazul în care era invers, aici bombați și aici subțiri, înseamnă că era lipsă de azot și atunci interveneam cu găinați de pasăre macerat, cu macerat de urzică. A, și tecile de bob sunt macerate tot așa, au un conținut mare de potasiu. Dar avem de unde alege, numai să recunoaștem, să-i diagnosticăm. Deci aici am rupt la codiță, în partea opusă unde este floarea, dacă ea stă ascuțit. Dar să nu inversăm. Deci acum ce face Vasie? Se duce și ia macerat și udă castraveții. A plouat foarte bine și acum, na, cred că maceratul e bine absorbit de rădăcini. Bun. Împotriva micozelor, la mine sunt acoperiți cu o folie așa și au cam fost feriți de micoze sau de ăștia. Decât un vânt puternic mie cam zdruncinat. În rest, nu. Dar tot cu lapte și iod se rezolvă și castraveții, și micozele castraveților, ca la roșii. Da. Deci dacă ai urmărit, diagnosticați, ești și tratați. Ne auzim!